Bun găsit tuturor! Bărbatul maestru al Societății de Apă și Canal APA Regio Gorj a fost externat din spital după 13 zile pozitiv, dar asimptomatic. El a fost trimis acasă în autoizolare, unde trebuia să stea timp de 14 zile. La un control de rutină al polițiștilor, acesta nu a fost găsit acasă, însă câteva ore mai târziu a mers singur la sediul poliției să depună o plângere în contextul în care atenție era pozitiv la noul coronavirus. A fost plasat în carantină în spațiul de cazare de la stadionul municipal, însă numai după 2 zile, când a fost publicată în monitorul oficial decizia CCR, prin care carantinarea, izolarea și spitalizarea impuse prin ordin de ministru au devenit neconstituționale, a fost lăsat să plece acasă. Duminica acesta se afla la una dintre terasele din Târgu Jiu, cu berea și cu cafeaua în față. Incredibil este că până acum bărbatul nu are dosar penal, deși a mers la sediul poliției pozitiv la coronavirus, dar a fost surprins și la terasă.